Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit în Layers of Fear. Da, vă amintiți că aici am rămas stuck data trecută. Și ne-am întors, desigur, într-o cameră. De acolo, unde era tabloul ăsta de la început. Care acum se pictează singur, văd că. Așa numai cum te uiți la el. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey! You don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Nu înțeleg ce are treabă papucii aia cu tabloul ăsta, dar totuși. Aha. Rest, I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife. Bă, dar cam multe sunt aici. Ce-i cu sertarele astea? Ok. Nu ne interesează pe noi. Și cum un coridor din ăla foarte beznă pe aici, deci nu vezi nimica. Și avem aici și un lift, văd că. A, foarte fain să călătorești așa cu liftul, prin trecut. Hai să vedem, mare? Se pare că da. Foarte fain atunci. Aha. Avem acolo și o încăpere. Altă încăpere. Ceva mai straniu așa, nu este? Da, bine, tocmai aici trebuie să ne dea pe noi. Hai să vedem, mai putem să dăm o coadă. În timp ce să se ducă ăsta singur, știți? Direct l-am închis. Ok, și unde suntem acum? O vază foarte faină. Deci, sigur, de ce nu? Ușă închisă. Asta? Ușă pe jumătate închisă. Și acum ați auzit o ușă. S-a deschis una dintre astea? Nu. Ok, toate trei sunt închise. Ba, mai câtă logică, bă. Aha, s-a deschis ușa asta, am auzit-o bine. Hai să o închidem, să fim siguri. Sau s-a închis ea? Nu. Am închis-o noi pentru că suntem foarte familiar cu locul ăsta, nu? Între patru pereți, așa. Ok, și avem aici o cheie. Deci pentru asta am venit noi până aici. Bă, da, faină-i camera asta, nu? Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. De ce să mai aștepți? Când poți face totul acum. Închide ușa, mă. Așa. Bun, și acum nu se mai aude nimic. Închidem și ușa asta altă. Și se pare că peretele s-au dus de aici. Vă amintiți că era un perete. Da. Foarte fain. Ăsta ce caut aici? Că chiar nu înțeleg. În fine. Ok. Mare și pe aici nu-i bai. Manuscrise și toate tâmpenile pe aici. Oho, aia chiar pare o cale de viitor, vă uitați și voi? Așa, s-audă câinii cum latră. Și direct arde tabloul, de ce nu? Foarte fain. Asta o cameră din aia. Memory of time, știți? Dacă ne ducem pe aici, nu ne mai întoarcem. No, e bun. Ce scrie acolo? Undone. De ce avem aici fructe? La ce avem, avea nevoie de așa ceva? Acum rotind globul, vedeți? De ce sună telefonul, a? What? Fire? Unde aveți voi foc, mă?
Which hospital? I'm on my way. Cum să nu? Mai învârtesc și pe ăsta o leagă. Ok, hai să ne întoarcem. Sau nu mai putem. Nu, trebuie să mergem pe aici. Bun, totul are sens până acum în camera asta. Totuși aici chiar n-are sens. Cum s-a dus șobolanul ăla pe acolo? Cum a trecut? E bun. Măcar ceva fără sens. Make up your mind. Și baricadată camera. Bine, hai pe aici atunci. Altă cameră mai interesantă ca cealaltă. Totuși are aici un cerb. Bă, da, fain a fost, mă. Da, și s-a pus sau exact aici. Cum naiba? Ah, foarte fain efectul ăsta. Cum să nu? De ce nu? E bun. Hai să mergem înainte atunci. Că văd că toate lucrurile se distrug așa pe lângă noi. Și nu o să mai aibă niciun sens dacă mergem pe acolo, nu? Când putem să o luăm pe aici, deschide ușa, mă. Nu și astăzi. Și s-a închis ușa din nou, da. De ce nu? Pe aici mergem. Închis. Atunci pe aici. Iarăși închis. O să trească să mergem înainte. Până la ușa aia, parcă văd. Mamă, cât sens are pictura asta. Păcat că nu-l văd și eu. Da, desigur, așa se întâmplă. În fiecare zi pe aici. Asta este reacția normală a unor uși, uite, să închid după tine, în spatele tău. Aha, și cum ne-am uitat înapoi direct scaunul ăsta aici. Bă, ce fain. Hai să mergem pe aici. Închis. Cum să nu. Și știți că scaunul era aici în față și acum s-a închis ușa. Da. Bestial, mă. Foarte fain. Ușa s-a închis din nou. Și acum parcă văd că se stâng lumânările astea. Sau nu, s-a deschis ușa aia un pic. Foarte fain, și acum se închide la loc. Ba nu, se deschide mai tare. Ce mă, nu intrăm acolo. Închide ușa. Așa, mergem pe aici. Din nou închis, mă. Și avem aici un efect din ăsta, de la geamul ăsta. Foarte fain. Și parcă văd că aici o să fim sechestrat în camera asta dacă o închidem. Ba nu. Avem și niște lumânări, desigur, pentru ce nu. Și un pat aici, care e foarte dezordonat. Chiar n-avem nevoie de așa ceva. Și totuși cu ce le-am aprins lumânările astea dacă n-aveam chibrite la noi. Bine, totul are sens, nu? Așa că de ce să nu continuăm data viitoare?